într-o bună zi, dimineața de vreme, Petrică deschise poarta și ieși pe pajiștea mare și verde din spatele casei. Stătea o vrăbiuță, prietena lui Petrică. Ce liniște e, ciripea ea veselă! Rața, cu mersul ei legănat, era tare bucuroasă că Petrică nu chisese poarta și hotărâ să se bălăcească în voie în iazul adânc din mijlocul pajiștii. A văzut rața, vrăbiuța coborând în lin în zbor, se așeză în iarbă lângă ea și ridică din umeri. Ce soi de pasăre mai ești și tu, dacă nu poți zbura? Întrebă ea, la care rața-i răspunse. Ce soi de pasăre mai ești tu, dacă nu te poți cufunda și nota în apă? Thank you.
s-au tot certat, rața în gale pe apă, vrăbiuța țop, țop, țop pe mal. Deodată, ceva i-a tras atenția lui Petrică. Era motanul care se furișa prin iarbă. Ce se gândea motanul? Vrăbiuța e ocupată să se certe. N-am decât să o șpac. Tip-tip, tip-tip, se furișă mai aproape pe lăbuțele de catifia. Pătea! Strigă Petrică! Și vrăbiuța zbură imediat. În timp ce rața măcănea furioasă la motan. Din mijlocul bălții. Motanului dădea târcoale copacului întrebându-se: oare se merită să mă cațăr atât de sus după vrăbiuță? Până să ajung eu, ea-și va fi luat deja zborul. Chiar în acel moment se ivi și bunicul. Era tare supărat că Petrică ieșise pe pajiște. E un loc primejdios, spuse el. Dacă ar fi să iasă lupul din pădure, ce te-ai face atunci? Nici că-i păsă de vorbele bunicului. Băieților mari, de seama lui Petrică, nu le e frică de lupi. Însă bunicul îl luă pe Petrică de mână, îl duse acasă și încuie poarta. Thank you.
ieși din pădure. Iar acum, lucrurile stăteau cam așa. Motanul, cățărat pe o creangă, căpiuță pe alta, nu prea aproape de motan, ale copacului de jur împrejur, privindu-i cu ochlacul.
Apoi, de dufuga în casă, lua o funie zdravână și se urcă pe zidul înalt de piatră. Una din crengile copacului în jurul căruia se împărtea lupul se întinde peste zid. Se apropiau.
Și mormăia: dacă Petrică n-ar fi prins lupul, ce-ar fi fost atunci?
zbura vrăbiuță ciulipind veselă. Iscusiți mai suntem noi, eu și Petrică. Ia uitați ce-am prins aici. Cu mare atenție veți auzi rața măcănind din burta lupului, căci în graba lui lupul a înghițit-o de vie.